și lampa singură s-a stins. Cu vreo 20 de ani în urmă, actorii trăiau greu și nu numai ăștia din Botoșani. Atât de greu încât se zice că mâncau pâine cu smântână și era pericol să-i apuce cu fureala pe scenă, Doamne ferește. Motiv pentru care, din când în când, defilau, adică demonstrau protestatari prin jurul teatrului, că pe vremea aceea aveau o clădire care se chema teatru, cu leucoplas lipit de gură, actorii, nu teatru. Sunt documente în acest sens. Acum lucrurile s-au mai schimbat, slavă Domnului, s-au dat salarii, bunicele, nimeni nu doar în gară, dar cricoteala continuă, ca așa în teatru. Zilele trecute aflăm că un actoraș, nu îi dăm numele să nu îi facem publicitate, care se crede un fel de birlic, dar nu într-un teatru privat, cum a avut marele actori din Fălticeni. Deci, acest actoraj de pe la noi a fost prins de Ani, nu doamna anice al Dunarea aia de integritate, Agenția Națională de Integritate, cu mâna în borcanul de miere și untură. Și erosic că pe cocoașă și pe portofel. Dar ce face veioza noastră că nu-i așa când apare el soarele răsare și se aprinde becul? Ca orice curvă politică, că omul nostru e și politician, care a pornit de drept din dreapta și s-a oploșit acum pe stânga, unde se crede el mai băgat în seamă. Deci, ca orice curvă politică, a luat-o ușurel, ușurel, cu prăjina înainte și în această calitate intentează plângeri penale celor care cic ar fi furat din banii publici înaintea lui, evident. Băi, domnule actor, măi, Stanislavski de Câmpul Lung Moldovenesc, nu mai nu uita că dacă ai știut de golăneala din instituție și ai tăinuit-o, fapt care este aspru pedepsit de codul penal, ai fost strâns acum de biluțe și Faci pe tine de frică, și ai început să dai pe trompetă ce se mai întâmplă în jurul tău. Eu ce pot să spun decât la criminal, loază. Noapte bună!